Doamnelor și domnilor, bună seara! Am găsit în Off on the Record, Waldo-ul dumneavoastră, pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele politicii interne, pentru că invitatul nostru de la această oră este domnul Sebastian Burtuja, președintele PNL București, deputat al Partidului Național Liberal și ministru al energiei în guvernul Marcel Ciolacu. Domnule Burtuja, bine ați venit în Off on the Record! Bine v-am găsit, doamna Matei! Mulțumesc pentru invitație! O să discutăm foarte mult de campanie în această seară și de aceste alegeri comasate și paracomasate. A apărut în această seară un sondaj al Atlas Intel, dat publicității de o televiziune, care arată tendințele după 3 săptămâni după ce l-ați lansat pe domnul Cătălin Cârstoiu în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei. Domnul Nicușor Dan la 37,1%, domnul Piedonoi pe locul 2 la 30%, domnul Cârstoiu la 17,4% și domnul Mihai Enache de la Aur la 4,9%. Consiliul General, deci tendința de vot pe partide, PSD-PNL la doar 36%, Alianța Dreapta Unită 29,5%, Aur la 8,4%, PUSL la 5,7%, SOS doamna Șoșoacă 2,5% și Reper 2,4%. Domnul Cătălin Cârstoiu, candidatul comun, susținut și de organizația dumneavoastră și de organizația PSD București, la 3 săptămâni de la lansare, este de la 17,4%. Credeți că e bine sau e rău? Vedeți, sondaje sunt o poză în timp. Mai sunt 2 luni, cred fix de azi în 2 luni vom avea alegeri. Noi am făcut un sondaj la PNL București acum vreo 2 luni de zile și nu cred că cifrele s-au schimbat atât de mult. În acel sondaj, 2/3 dintre bucureșteni nu mai voiau sub nicio formă pe Nicușor Dan primar. Mi-e greu să cred că acum Nicușor Dan stă la 37% în preferințele bucureștenilor. Și fiecare zi în care se discută despre sondaje, nume, speculații, și așa am pierdut săptămâni în șir pe tot felul de scenarii, e o zi pierdută în care nu se vorbește despre ce s-a întâmplat în București în 4 ani de zi. Adică mai nimic. Păi dacă ați deschis discuția despre Nicușor Dan, Nicușor Dan a fost candidatul nostru. Așa e. Și știți foarte bine că noi am dat o șansă la alegeri, pentru că Bucureștiul avea nevoie de o schimbare, am spus asta și continui să o susțin. Și am dat și susținere în Consiliul General până acum 3 luni de zile. În condițiile în care a avut toate șansele să reușească, acest om care s-a prezentat a fi un om nou, nu a reușit. A fost o nouă mare deziluzie. Și vi se pare așa o schimbare? Știți de ce vă întreb? Pentru că mie mi se pare deloc schimbat domnul Nicușor Dan. Adică, eu țin minte cum venea la mine la emisiuni. Adică așa, închis, încuiat, necomunicativ, a fost întotdeauna domnul Nicușor Dan. L-a susținut la Primăria Generală a Bucureștiului. Da. Și acum ne spuneți că domnul Nicușor Dan nu e bun. Nu e nicio diferență la Nicușor Dan. Bun, întotdeauna un om merită o șansă. Dânsul a avut-o. E adevărat. A avut aproape 4 ani de zile în care putea să demonstreze ceva. Să dezvolte orașul, să atragă investiții, să-și crească bugetul, să investească în infrastructură, să facă parcurile Bucureștiului boboc, cum s-ar spune. N-a făcut nimic din toate acestea. Acum a devenit foarte activ pe ultima 100 de metri, când nu e sociolog, rezolvă probleme de matematică, când nu rezolvă probleme de matematică, tai o panglică pe 2 km de termoficare, de rețea. Nu, acesta este genul de realizare la care eu, cel puțin ca bucureștean, mă aștept de la un primar general. Bun, vă întreb altfel. Sunteți președintele PNL București. PNL București și PNL în general a avut tot timpul probleme cu candidații pentru Primăria Generală a Capitalei. Vă aduc aminte că astăzi mă uitam, în 2016 ne-ați nebunit pe toți de cap. L-ați avea pe domnul Bușoi, candidat, care s-a retras. După aia a venit domnul Orban, care s-a retras și el în fața DNA. După aia a venit Maria Munteanu, că îl propusese Rareș Bogdan, care era la televiziune atunci, vă punea candidații. Și după aia ați finalizat cu domnul Cătălin Predoiu. Patru candidați. Sigur, nu eram PNL la momentul respectiv, dar într-adevăr așa a fost. Mă refer la istoria candidaturilor acestui partid. Așa la primul. După aia, în 2020, ați venit cu Nicușor Dan, care nu era un om al dumneavoastră. Așa este. Și acum ați venit cu domnul Cârstoiu, care el este
Ce ideologie are domnul Cârstoiu? Trebuie să-l întrebați pe dânsul, dar e corect a spune că problemele bucureștenilor nu țin neapărat de dreapta sau de stânga. Sunt probleme administrative, de la infrastructură până la spații verzi, poluare, lucrurile acestea n-au culoare. Și cred că ele pot fi abordate pragmatic, fără a ține cont de dreapta versus stânga. Dar în 8 ani, din 2016 până în 2024, PNL-ul de ce n-a reușit să aibă un candidat? Da, doamna Matei, adică, sigur. Nu credeți că e și o problemă în partid, în mecanica partidului, creșterea oamenilor, a liderilor? La PNL București, cu siguranță aveți dreptate și un argument pe care și eu l-am ridicat în fața colegilor, pentru că este complicat să crești o organizație când alegeri după alegeri nu ai o soluție proprie. De aceea, un scenariu de lucru în care Partidul Național Liberal avea candidat propriu, chiar dacă nu ar fi câștigat, oricare ar fi fost acela, totuși poziționa partidul pentru a crește un candidat peste 4 ani de zile. Și Nicușor Dan a pierdut de 2 ori, Sorin Oprescu înainte a pierdut de 2 ori și așa mai departe. În același timp, în situația dată, în care eu înțeleg că cele două conduceri, cei doi președinți de partid, și-au asumat această decizie tocmai pentru a putea da o șansă în plus schimbării în București, cu un candidat care să capteze electorat de la ambele partide. În același timp, Partidul Național Liberal, pe evaluarea mea, cred că e probabil partidul care a promovat cel mai mult tineri și oameni de nouă generație. Uitați, George Tuță la sectorul 1, Andrei Baciu la sectorul 3, Ionuț Stroie la sectorul 4, Ciprian Ciucu la sectorul 6, toți sunt oameni de până în 40-45 de ani. Și, sigur, e Dan Meran la 5, care e un liberal clasic, tradițional, și Monica Anisie la sectorul 2. Deci, cel puțin organizația București, am și în guvern. Mircea Fechet, ministru mediului, un ministru tânăr. Adi Veștea, ministru dezvoltării, e un ministru tânăr. Și așa mai departe. Deci, cred că partidul a dat sub Nicolae Ciucă credit tinerilor, inclusiv în ceea ce mă privește. Am fost numit ministru de domnul premier la vremea respectivă, Nicolae Ciucă, și continui la energie în actuala formulă. Dumneavoastră vi s-a oferit o explicație pentru care n-ați fost desemnat candidatul PNL-PSD pentru Primăria Generală a Capitalei? Este cea publică și anume eu nu aș fi putut să rezonez la fel de bine cu electoratul PSD precum un candidat din afara Partidului Național Liberal. Deci vrând să dăm bucureștenilor... Nu vă votau PSD-iști. Da, înțeleg că... Adică, bun, și de ce nu s-au mers pe candidaturi separate? Adică ceva fair, corect, cinstit față de electorat. Tot în ideea de a da bucureștenilor șansa acestei schimbări. Dacă pe calculele făcute de conducerile partidelor asumate ieșea opțiune neutră din afara celor două partide cu șanse mai mari să câștige primăria generală și ulterior cu o majoritate în Consiliu, pentru că și aceasta contează, să-și pună în operă viziunea primarului general, aceasta a fost soluția aleasă. Și nu e doar Bucureștiul pe harta aceasta. Ați văzut că și în alte municipii, în alte curse, s-a mers pe un candidat comun tocmai pentru a disloca nu USR-ul sau o persoană sau alta, ci un mod păgubos de a face politică pe care USR-ul l-a practicat la sectorul 1 cu Clotilde Armand, la București cu Nicușor Dan, la Timișoara cu domnul Friț, la Brașov și la Bacău. Bun, astea sunt ce vreți să dislocați de la USR, dar pare că aceste electorale, adică oamenii nu sunt toi, domnul Burduja. Nu știu cum gândiți dumneavoastră la partide. Pare că nici liderii în teritoriu, ați văzut scandalul de la Timișoara. La Brașov sunteți împreună la primărie separat la Consiliul Județean sau invers, nu mai știu. Așa. La Bacău ați ajuns la Sergiu Sechelariu, adică o simbol al guvernării Adrian Năstase a fost Sergiu Sechelariu. Pare că nu numai că electoratele nu sunt compatibile, dar nici oamenii în teritoriu nu se văd, adică nu o să-l vedeți pe Nica de mână cu Freddy al lui Ciolacu. Adică nu o să vedeți niciodată. E adevărat. Doamna Matei, sunt supărări într-un partid și e normal. Sunt orgolii. Eu sunt unul dintre cei care am ales să respect decizia conducerii partidului și să fiu un om de echipă.
înțelegând totodată că aceste decizii sunt asumate în baza unor analize care s-au făcut. Eu n-am luat parte. Analizele alea? Nu, eu n-am luat parte la acest proces decizional. Și nu era locul meu. E conducerea președinte, secretar general, prin vicepreședinți. Am încredere în această judecată. Vom vedea în ziua alegerilor ce va fi, dar eu sunt încrezător că oferim totuși o alternativă comună la un mod păgubos de a face politică, scandal, imagine, rezultate foarte puține, foarte firave, totuși este opțiunea corectă pentru România. Chiar dacă unii se mai supără, chiar dacă unii sunt răniți în orgoliu, cel puțin ceea ce mă privește n-a fost niciodată despre mine. Dar pe 9 iunie seara, domnul Burduja, îi veți cere domnului Ciolacu dacă cifrele vor arăta prost pentru Partidul Național Liberal, îi veți cere... Sunteți școlit la Harvard, da? La Stanford, în Occident. În Occident există acea responsabilizare a liderilor. Veți avea o discuție ca partid cu domnul Ciucă după ce vor veni rezultatele acestor alegeri? Eu poate nu plec, foarte sincer. Și la fel de sincer vă spun, eu nu plec de la premisa că nu vor fi rezultate bune. Și cred că la europarlamentare și sunteți la locale optimist, în toată țara, da, până... virusatul de americani. Da, trebuie să fiți puțin și realist. Adică... Da, eu vreau să plec de la premisa asta. Sigur, dacă nu vor fi rezultatele pe care le așteptăm, cred că ambele partide vor avea un dialog în interiorul lor și vor decide ce a mers bine și ce poate merge mai bine, pentru că totuși un an cu noi alegeri în toamnă și în iarnă și sunt la fel de importante sau poate chiar mai importante. Sondajul ăsta la Atlas Intel arată că votanții lui Iohannis, o parte din votanții președintelui Klaus Iohannis din București, cei PNL-ului, cei USR-ului, îl votează pe Nicușor Dan. Deci electoratul nu se duce către domnul Cârstoiu, electoratul PNL. Se duce către Nicușor Dan. Nici jumătate din electoratul lui Firea, nici electoratul PSD-ului nu este format în oi. Și nu-l votează pe domnul Cârstoi, nici măcar jumătate. Se duc către Nicușor Dan sau către Popescu Piedone. Ce target? Adică când domnul Ciucă a venit și a zis, domnule, eu cu domnul Ciolacu, ce-am primit noi pun plicuri, da? Facem chestia asta. O înghițiți, trebuie să acceptați. Ce target aveți ca partid, ca alianță pe Consiliul General? Mă refer în procente. În primul rând, de la analiza sociologică aș pleca, deși nu sunt sociolog. De, pe care l-ați văzut-o. Nu, dar apropo de sondajul care a fost asta publicat, înțeleg, în seara asta. Pe de o parte, e o poză în timp. Pe de altă parte, presupunem că e corect. Nu știm, n-am văzut eșantionare, da, metodologie și așa mai departe. Și dacă ar sta lucrurile așa, eu nu sunt foarte surprins. De ce? Domnul Cârstoiu e în cursa asta de 3 săptămâni. Domnul Nicușor Dan a alergat efectiv singur în toți acești ani. Partidul Național Liberal, partener onest de altfel în Consiliul General, n-a făcut opoziție, n-a poziționat o alternativă la Nicușor Dan. Deci dacă îl considerăm pe Nicușor Dan de dreapta, eu nu-l consider, dar presupun că ar fi, atunci n-a avut o contrapondere pe partea dreaptă pentru electoratul liberal. De partea cealaltă, iarăși, avem un primar în funcție, domnul Piedone, care a început campania de ceva timp și sigur că are și dânsul un mandat. Pe care... Pare că nici partidele nu-l tractează pe domnul Cârstoiu, adică PNL-PSD sunt la 36% pe Consiliu și domnul Cârstoiu la 17,4%. Da. Încă o dată, e o poză în timp. Eu cred toate că avem două luni, da, avem două luni de zile să vedem poza din 9 iunie, așa, aceea și... e cea care contează. Și până atunci, ce ține de noi? Mobilizarea votanților liberali, explicarea acestor opțiuni, explicarea unei liste comune, exact ce vă spuneam mai devreme. Am vrut să dăm bucureștenilor o opțiune, o alternativă, care să aibă și după 9 iunie, sau mă rog, în septembrie, octombrie, când va intra nouul Consiliu General în pâine, o majoritate. Pentru că dacă mergem iar pe logica, și am văzut și recent, eu am fost președinte la sectorul 1 la PNL, nu s-a putut face echipă cu doamna Arman, din păcate. Iarăși un om căruia i-am dat tot creditul la alegeri și care după vreo două săptămâni și-a schimbat abordarea la 180 de grade.
Adică, domnul Arman da. Se comportă cum s-a comportat tot timpul. Adică nu mi se pare o în fine, schimbare de în campanie de părea totuși bine intenționată, părea o alternativă. La sectorul 1, știți bine, au fost și probleme... Da, cu Sacii, cu procurorii, da. Cu... Și înainte de Sacii și după Sacii. Trebuie să luăm puțină pauză și revenim cu domnul Burduja și meandrele acestei campanii care la un moment dat o să se sfârșească. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune, invitatul nostru, domnul Sebastian Burduja, președintele PNL București, deputat al Partidului Național Liberal și ministru al Energiei. Discutam de această cursă pentru primăria generală a capitalei. Ce faceți dacă domnul Cârstoiu rămâne pe locul 3? Să zicem, suntem în noaptea de 9 iunie, seara la ora 21, apar exit poll-urile, vine domnul Pieleanu, vine cursul, vine cine mai vine și ne spune că domnul Cârstoiu este pe locul 3. Ce se întâmplă în Partidul Național Liberal în acel moment? Nu funcționez după scenarii și sunt virusat, așa cum ați seara spus, o să vă dau Matei, mesaj de optimist, pe 9 iunie. Îl aștept, dar poate și o să, vă o să ne face. Spuneți, domne, m-ați surprins plăcut, așa, uite, iată, da. Alianța în București a dat nou primar general. Eu pe varianta asta aș merge și încă o dată încrederea mea e legată de bucureșteni. Nu cred că poți să te duci la voci să nu te gândești dacă o duci mai bine în orașul ăsta decât acum 4 ani. Dom'le, eu sunt și de acord, duceai foarte eu bine sunt de acord că ani. Lucrurile nu merg bine, dar... Cred că aveți o problemă și cu candidatul. Adică aveți o problemă cu candidatul. De ce? Candidatul nu trage adică partidele astea două, sunteți cele mai mari partide din România. Sunteți șefi organizațiilor București. Organizațiile de București sunt cele mai mari ale celor două partide, da? Nu reușiți să tractați candidatul. Asta se vede pe alegeri. Asta se simte, domnul Burduja. Domnul Matei, încă o dată, sunt 3 săptămâni de când s-a lansat domnul Cârstoiu. Sunt 3 săptămâni, l-ați lansat mai foarte avem târziu. 2 luni. E adevărat, timpul e scurt, dar încă o dată, eu am încredere că prin tot ceea ce facem în perioada aceasta, și vă spun și din interacțiune, pe de o parte cu oamenii, am ieșit pe Calea Victoriei în weekend, am fost văzut discuții. Că eu eram la Capșa, beam un suc și așa, m-am văzut. Așa, înseamnă că am pozat. Da. Am și pozat traseul respectiv. Pur și simplu să... Ne dăm seama totuși cum arată București în 2024. Da, am văzut, era activul de partid. N-ați avut emoție, n-a reverberat. Nu, emoția a fost, au fost multe discuții bune, să știți. Și ce pot să spun că apreciez la domnul Cârstoiu, pe de o parte că e un om foarte deschis, are exercițiu domnul de a comunica. Domnul să luptă, adică omul e hotărât. Exact, e hotărât. Și doi, extrem de hotărât. Deci noi când am terminat plimbarea de la Modrogan 22 până în Parcul Cismigiu, a spus și de aici unde mai departe, unde vrea să continui. Noi eram morți după marșul respectiv. Totuși e o cale destul de lungă. Da. Dar punctul, terminul s-a fost primăria generală și eu sunt convins că pe 9 iunie putem să o câștigăm. Aveți la sectorul 1 pe domnul Tuță. De ce a spus un ofițer SRI la sectorul 1, candidat la primăria sectorul 1? Nu cred că îl definește asta pe domnul Tuță. Acolo a plecat. Eu am lucrat cu dânsul în Parlament. Dânsul, primul rând, are o experiență în Partidul Național Liberal. A fost unul dintre liberalii de acum 10-15 ani. Da. Cred că poate fi un asset chestia asta, un punct foarte. Nu vedeți niciodată, ca principiu, o delimitare, adică una e ofițăreala și serviciile secrete și alta este politica. Doamna, credeți că lucrurile merg împreună? Două lucruri vă spune. Unu, domnul Tuță e un om asumat. Deci dânsul n-a ascuns asta chestiunea asta, este în CV-ul lui și face parte din calificările pe care le-a acumulat experiența de-a lungul timpului. E un post greu. Pe de altă parte, în ultimii aproape 4 ani, am fost în Parlamentul României. Am scris multe proiecte de legi împreună. Am eliminat, de exemplu, dosarul cu șină. Am redus din birocrație, am promovat digitalizarea. A avut o mulțime de alte inițiative și pot să vă spun cât de obiectiv. Că e un om profesionist, îi pasă de România și vrea să facă treabă. Și dacă nici în sectorul 1 nu reușim să generăm schimbarea credeți unde doamna Clotilde... Credeți că pe doamna Clotilde, da, dar nu? Sunt încrezător pentru că vorbim de o rată de respingere de 70-80% în cazul doamnei Armand.
Deci nu-mi imaginez cum cineva din sectorul 1 realmente și-ar mai putea dori încă 4 ani în mizeria și scandalul și permanent care au caracterizat sectorul 1. Și în general în București este mizerie. Da, mai mult sau mai puțin. În sectorul 4, de exemplu, în sectorul 6, cred că totuși lucrurile sunt puse în ordine mai bine. Da. Și am văzut lucruri care funcționează, adică și București a devenit un oraș al paradoxului. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare, vedeți vreo delimitare? Adică trebuie să existe o delimitare sau pur și simplu luăm toți ofițerii care nu mai sunt activi, punem politică și uite așa facem... Nu cred că e un fenomen în stat. Dânsul, pe de altă parte, a fost în Parlament, deci nu a intrat acum într-o cursă direct din postul anterior. Dumneavoastră ați anterior. Deschis TikTok-ul? Mai fac și asta. Domnul Tuță este viral. Prin faptul că este ofițer, ce ne propune Alianța? Să știți că nu ar trebui să ignorați alte rețele de socializare pe care poate cele două partide nu le controlează și mă refer aici pentru că eu urmăresc trendurile pe TikTok. Aur și Piedone rup TikTok în două, da, și doamna Șoșoacă și așa. Că nu degeaba este madame Șoșoacă pe București la 2,5. Dar, de exemplu, asta e o chestie care se viralizează cu domnul Tuță. Da, totuși, eu cred că... statul paralel, știți? Nu, înțeleg, dar totuși, dânsul are acest track record bun în politică, în Parlamentul României. Cred că are un program pentru sectorul 1 și cred că merită o șansă. Poate cei care împing videourile acestea pe TikTok fac agenda, nu știu, doamne Armand sau altui contracandidat la sectorul 1. Știți că USR-ul a descoperit mai nou statul paralel, să luptă, mă refer, deci, la... când era statul paralel, da. Nu, când intra pe ușă, nu îl vedeam. E o mare dezamăgire și asta și o mare dovadă de ipocrizie, totuși. Indiferent ce probleme au fost în Partidul Național Liberal și am mai greșit și noi. Am respectat o decizie de instanță sau... independența reală a justiției. Ori asta nu se întâmplă în cazul USR-ului, din păcate. Vă reprezintă Mihai Tudose cap de listă pentru alegerile europarlamentare? Mă refer la Partidul Național Liberal. Dânsul e alegerea Partidului Social Democrat și într-o logică de listă comună, cineva trebuie să fie și în capul listei. Eu am fost prim-ministru al României. Sigur că noi am avut propunerile noastre, domnul Raeș Bogdan, domnul Dan Motreanu, domnul Siegfried Mureșan, doamna Adina Vălean. Adică sunt oameni... Dar capul de listă, fața, l-a spus pe domnul Tudose în vitrină. Cineva trebuie să deschidă și lista, dar din perspectiva mea mai puțin important... Vă reprezintă ca PNL pe domnul Tudose? Știți, doamna Matei, în Parlamentul European, că ai fost cap de listă sau că ai fost al 10-lea, chiar nu contează. Ești reprezentantul României, ai mandat să-ți reprezinți cu cinste țara, iată, deci cred că poate fi un asset acolo pentru România... din perspectiva și experienței pe care dânsul totuși a acumulat-o. A fost premierul României, a fost în niște poziții de răspundere. A fost premierul României puțin acolo, pe tura lui Dragnea de premier ai României. Da. Mă rog. Deci nu vreți să-mi răspundeți la întrebare. Mă întreb altfel. Comasarea asta superbă dintre cele două partide, cam cât trebuie, adică v-a spus domnul Ciucă la partid, domnule, eu mă comasez cu Ciolacu, partidele se comasează, vreți, nu vreți, asta e. Cât luăm? A spus un target? 50, sub 50, 40, cât? Există un target general, pentru că performanța în diverse județe diferă. Una e Partidul Național Liberal la Alba și alta este la Olt. Da. Sunt lucruri Scor foarte diferite. Nu cred că s-a stabilit o cifră exactă, dar urmează să se facă o analiză, nu știu, inclusiv față de ultimele alegeri. Eu, de exemplu, la sectorul 1 în 2020 am obținut cea mai mare creștere de scor pe țară dintre toate filialele PNL, raportat la alegerile parlamentare în 2016, deci mere cu mere. Și asta a contat, cred, în cuvântul pe care l-am avut în partid și în credibilitatea pe care l-am avut. 40% ar fi un scor mare sau un scor mic? Pentru Alianță? Pentru Alianță. Trebuie văzut. Cred că așteptările sunt mai mari de atât, cu siguranță. Pentru că vreau să vă zic că stați la 36% în București, ambele partide. Poza de moment cu semnele de rigoare pe care sunt obligat să le ridic. Bun, v-a explicat, pentru că nici asta n-ați reușit și am văzut că și în Parlament ordonanța de comasare a trecut așa, cum trece în Parlamentul, a
cele două partide l-au pus în paranteză, a trecut prin Senat, prin adoptare tacită. De ce ați comasat alegerile? Bun. În primul rând, nu suntem singurul stat care a făcut asta. Da, domnule, știți bine, sunt 8 state membre care au ales să facă asta. În al doilea rând, nu mi se pare nimic în neregulă în a avea alegeri suprapuse locale cu europarlamentare. Alegerile locale, în general, se bucură de o prezență mare la vot. Oamenii aleg omul, cel care va fi primar sau președinte Consiliul Județean. Alegerile europarlamentare, în general, au o prezență mică. Da. Cred că România poate fi mai credibilă la nivel european când ai o prezență la vot mai mare și când ai pe primul loc o alianță care este pro-europeană față de o alternativă. Păi și vedeți, care nu ne-ar face cinste. Se discută de problemele europene, sau discutăm de domnul Cârstoiu și de domnul Piedone. Când comasați alegerile, normal că pe om îl interesează primarul lui. E adevărat, doamna Matei. Totul dar... se umbrește, este umbrit de alegerile așa locale. E, așa e, dar nu aveți... e nicio temă europeană. Pe... Bun, ați văzut atâtea alegeri europene și în general, și nu doar în România, sunt studii făcute... Și alegerile europene, și dacă ar fi fost separate, tot pe teme locale s-ar fi jucat, tot pe măsurile guvernului sau pe alte teme specifice României. E greu, și nu e doar în țara noastră, ci la nivel european, în toate statele membre, e greu să duci un dialog public pe teme europene complexe, nu știu, tranziție verde sau alte lucruri. Puneți în discuție teme atractive. Cred că va fi și partea asta a campaniei. Dar nu puteți nega... că ați comasat alegerile și ca pe dumneavoastră liderii de partide să vă ajute primarii să tragă în alegerile europarlamentare. Deci oamenii simt lucrurile astea, că e o schemă la mijloc, e o manevră. Să credeți ca politicieni că oamenii nu simt motivele pentru care reale, pentru care dumneavoastră luați anumite decizii pe care nu le explicați public, dădeam exemplu povestea cu comasarea, care nici măcar în Parlament nu s-a discutat, e contestată la curte, e în contencios administrativ, s-ar putea să aveți probleme până în unele instanțe să se trezească că e o problemă cu comasarea. În fine. Bun, dar totuși argumentele... mă refer la public. Dumneavoastră trebuie să relaționați cu masele, cu publicul. Credeți că oamenii sunt... Nu există un politician și cu atât mai puțin un om politic fără o legătură cu cetățeanul. De asta suntem aici. Eu cred că argumentele au fost prezentate public, a fost o întreagă dezbatere, au fost și proteste organizate de alte partide, deci s-a vorbit despre suprapunerea aceasta și au fost și argumente pro prezentate de liderii partidelor. Mi s-a dat argumentul stabilității. Când v-au cu stabilitate, cred că am făcut toți bubițe pe noi de la stabilitatea asta și războiul din Ucraina. Rareș Bogdan, că nu mai are ce să zică, vorbește de stabilitate, nu știu dacă l-ați văzut. Bun, acum este o realitate, că suntem într-un context mai complicat ca oricând. Se auzi niște oameni care în 2020 se cățărau pe toate scenele după în România și strigau mumu, PSD, ciuma roșie, tem pensiile speciale, veneau cu plăcuțe în studio și acum să ne spuneți că este foarte bine cu PSD-ul, sunt frații dumneavoastră în stabilitate. Vă simțiți bine așa cu PSD-iștii? Adică vă simțiți? În cheia stabilității, da, asta e opțiunea pro-europeană pe care România cred că e datoare să o aibă. Nu suntem singurul stat membru în care două mari partide își unesc forțele în contrapondere cu extremiștii și cu populiștii. Păi nu da, suntem uitați, singuri. Pe București, AUR este la 4,9 și Șoșoacă la 2. Da, știți bine că... mă rog, prezumând că e o poză în timp corectă... Și totuși, corectă, electoratul în București nu puteți să spuneți că e bătut în cap. Nu, adică dar cred că sunt și simpatizanți de la AUR sau de la doamna Șoșoacă ce poate merg înspre PPUSL sau înspre domnul Piedone, nu știu, n-am văzut analizele, nu pot să mă pronunț. Bine, mai luăm puțină pauză și revenim cu domnul Burtuja, că îl frec aici cu alegerile și cu comasările și cu PSD-știi, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de la această oră este președintele PNL București, practic cea mai mare organizație a Partidului Național Liberal, da? Deci cea mai,
Depinde cum așa e la PSD, uitați. Eu știu pe PSD și ăștia sunt cea mai mare organizație de București. Sunt multe voturi în București, asta e cert și o miză aparte. Și politică și economic. Sunteți, măcar asta puteți să-mi spuneți, dacă sunteți conștienți că votul din 9 iunie va seta trendul pentru parlamentare și prezidențiale? Adică vă dă un semnal? Pe principiu, vara e ca toamna și ca iarna, ca să citesc din clasici. Adică dacă ratați în 9 iunie, s-ar putea să aveți probleme. Nu, cu siguranță la București se dă ora exactă, se spunea cândva. Da, e o miză politică importantă, cea mai importantă alegerilor locale. Și nu vi se pare fair, sunteți președintele organizației de București, ca președintele partidului să-și asume accountability, zic americanii, da? Crin Antonescu, în 2000, cât a fost? 14? Știu, da? La ceva ce se referie, cred că era europarlamentare, 20%, da. Dacă nu mă retrag din politică, toată lumea, toți am crezut că a nebunit Crin Antonescu. Bine, avea și mentalitatea asta de jucător de poker, da, de gambler, dar totuși, domnul Ciucă este generalul care duce armata. Dacă armata se lovește de un zid, armata îi va cere generalului să-și asume responsabilitatea? Da, v-am mai zis, nu, pentru mine scenariile, deci, nu vreau să speculez, deci, și n-ar fi corect. Eu îl cunosc pe domnul Ciucă foarte bine ca principiu de conducere a unui partid. Dânsul chiar e un om cu o mare demnitate și cu o integritate aparte și cred că are categoric această capacitate de asumare în calitate de lider. Este un om, credeți că își va asuma și responsabil, indiferent de rezultat? Sunt convins, e parte și din fișa postului unui președinte de partid. Nu e o fișa postului ușoar. Dar eu plec de la premiza că în 9 iunie România rămâne pe parcurs pre-european, că alianța este pe primul loc la distanță semnificativă de celelalte forțe politice, că la alegerile locale reușim să avem primari în toată țara sau practic în toată țara și la București reușim să aducem schimbarea de care primăria are nevoie. Bine, mai vorbim pe 9 iunie. Sunteți aștept SMS-ul. Sunteți de acord? Eu, să știți că mă țin de cuvânt. Da, eu am mai făcut niște surprize de unor lideri. Dacă vreți, ne vedem și pe 10 la emisiune. Ne vedem și pe 10 la emisiune. Deal? Da. Ok, bine. Sunteți de acord ca principiu ca președintele României să fie negociat la masa verde? Nu. Într-o democrație, în primul rând, cuvântul e al cetățenilor. Și așa trebuie să rămână. Sigur, alegerile prezidențiale sunt iarăși importante. Iarăși România trebuie să pună în fața Europei și a lumii cea mai bună față pe care o are și ea trebuie să fie întoarsă către Occident, nu către Orient, către Rusia. Din perspectiva asta, trebuie să fim atenți la ce se va întâmpla. Nu ne permitem un nou scenariu 2000 în care în turul 2 a fost Ion Iliescu, Vadim Tudor și toate rapoartele marilor instituții internaționale, adică au vorbit de singur faptul că un extremist, un reprezentant al colectului extremist populist a ajuns totuși până în turul 2 în alegerile prezidențiale din România. Da, a ajuns pentru că în perioada aia, mă rog, la fel dreapta asta fantastică, tot timpul a fost fărâmițată în ultimii 30 de ani și pe vremea lui Băsescu și pe vremea țărăniștilor, faceți aminte, CCR-ul, cocopourile și cocopourile. Dar am deschis telefonul că vreau să vă dau un citat din domnul Ciolacu. Facem politică pentru România, pentru români, facem politică în primul rând și în primul rând pentru că Dumnezeu ne-a ales să facem acest lucru. Dumneavoastră, sângele proaspăt din Partidul Național Liberal, președintele organizației PNL București, l-ați vota președinte al României pe Marcel Ciolacu? Declarația mi se pare, cum să vă spun, de bun simț. Ești în politică pentru că vrei să reprezinți oamenii. Nu, e pentru că l-a ales Dumnezeu. I-a dat un imbold. Cred în divinitate, cred în Dumnezeu. Și cred că trebuie să fii... Și îl vedeți pe domnul Ciolacu ca trimisul Dumnezeu pe poporul românesc? Nu, dar nu cred că asta a vrut să spună. Eu cred că dânsul a vrut să spună că în momentul în care intri în arena publică, trebuie să ai și o chemare înspre genul acesta de rol, în care să-ți slujești aproape, să-ți slujești cetățenii.
Cred că la asta se referă. L-ați votat pe Ciolacu președinte României? Cred că aș vota candidatul Partidului Național Liberal. Cu siguranță. Care poate să fie domnul Ciolacu? Că poate mai faceți o comasare, că ne-am obișnuit. Adică dacă ați făcut o prima oară, de ce să nu meargă și a doua oară, nu? Am zis că nu funcționează după scenarii și eu am spus-o și înainte de aceste decizii. Eu îmi doresc candidația Partidului Național Liberal. Peste tot. Cu atât mai mult la funcția de președinte al României. Nu pot să fiu un partid care reprezintă totuși ceva pentru istoria țării și cred și pentru prezent, un partid de blazon. Și să nu ai opțiune pentru români a Partidului Național Liberal la președinția României. Va mai exista PNL-ul dacă... Am văzut și un editorial al lui Danta Palaga, am văzut că și pe dumneavoastră vă nominaliza acolo, da. Apropo de cum am gropat printre dezamăgiri. E în regulă. Nu, printre tinerii, lupii tineri aleși și aduși în funcție, propulsați de Palatul Cotroceni, dar să ajungem și acolo. Vreau să rămânem puțin la vă spun și părerea ideea mea, cu Cotroceniu. Credeți că ce candidați în afară de domnul Ciucă are Partidul Național Liberal pentru președinția României? Domnul Ciucă e președintele partidului și candidatul la prezidențial. Candidatul la prezidențial. Da. Este conform statutului și așa e normal să fie. E by default. Un președinte de partid, sigur, și asumă și candidatura la prezidențial. Traian Băsescu, fostul președinte, a spus la un moment dat într-un interviu la Digi24 că generalii nu pot fi președinți. Sunteți de acord cu această idee? Nu neapărat. Am stat 12 ani în Statele Unite, unde mai mulți generali au ajuns președinte. Cel puțin generalul Eisenhower a fost un mare general în al doilea război mondial. Mă rog, în Statele Unite e puțin mai diferit. Da, e o democrație totuși. E și dinastia, apropo de Piedone. Că da. Și el a venit aici și mi-a dat aici. Și păi, domnule, în Statele Unite există dinastii politice. Da, nu știu acum dacă e cel mai corect termen de comparație, dar păi asta vă zic, e cu plusuri și minusuri. Suntem într-un moment în care un om care a avut o carieră militară calificată drept remarcabilă totuși. Deci omul ăsta a parcurs toate etapele unei cariere militare de mare succes în România. A slujit națiunea noastră și pe front, și în afara țării, în teatrele de operațiuni. Este un om respectat. Are o integritate, are o formație. Dar e un general, funcționează pe ordine. Într-un sistem militar. Aici vă contrazic. Eu am lucrat... Președintele, adică, e mai pe civilii, așa, știți? Am o perspectivă ca a fost ministru în guvernul Ciucă. Nu am primit ordine de la premierul României. Scoală însă... dimineața, dumneavoastră sunteți mai... Am văzut că făcea și ședințele de guvern. Înțeleg că și acum sună dimineața la 6-7. Eu sunt oricum matinal, deci nu mă deranjează, nu m-a deranjat, nu mă va deranja. Da, avem nevoie și de disciplină în actul de guvernare. Iar domnul Ciucă, să știți, e foarte bun la a seta obiective, termene, a le urmări. Așa fac general. Da, dar e nevoie. În România, cu stilul unora de merge și așa, n-am ajuns foarte departe. Adică vă place disciplina la domnul Ciucă. Da, îmi place disciplina și militaria place... a coborâtă din pod, știți cum se zicea, era o vorbă. Disciplina și axarea asta pe obiective, pe termene foarte clare, pe responsabili, întotdeauna când sunt doi, de fapt nu răspunde niciunul. Deci are această, să spun, deprindere de a conduce, de a fi un lider. Pe domnul Helvic îl vedeți candidat PNL la președinția României? Un alt scenariu, de altfel. Domnul Helvic e un om care, iarăși, cred că a demonstrat multe în cariera dânsului. Și în plan politic și la Serviciul Român de Informații, totuși au fost niște reforme care se pot constata la finalul mandatului, reflectate și în imaginea pe care serviciul are. Deci cred că este un om care are un cuvânt și va avea un cuvânt de spus în viața publică românească. La președinție îl vedeți? Adică credeți că e opțiunea partidul dânsului. L-ar propune? E opțiunea dânsului. Nu, vă întreb partidul propune... un corp mai mare format din mai mulți oameni. Partidul propune pe Nicolae Ciuc. E președintele partidului, e opțiunea noastră pentru alegerile prezidențiale. Am înțeles, deci nu... Nu, Helvic Ciucă. Luăm puțină pauză, cred că acum trebuie să luăm puțină pauză și revenim că mai am multe întrebări pentru domnul Burdușa.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Cred că suntem pe, mai avem un sfert de oră de emisiune. Sper să termin toate subiectele. Am multe să vă întreb pe domnul Burduja. Integritatea în Partidul Național Liberal, domnule Burduja. Ați propus un frizer la jocurile de noroc. PNL, Ia, domnul Bode, domnul Borza. Domnul Borza e ales în vreo structură de conducere? Adică e un decident în PNL, domnul Borza? Domnul Borza este președintele oamenilor de afaceri liberali. În calitatea asta, cred că a fost ales, într-adevăr. Da, el are putere de decizie? Nu. Sunt forurile de conducere ale partidului. În calitate de membru și de președinte al Organizației Oamenilor de Afaceri, are un loc în birou executiv, în birou politic național. Cum vi s-a părut dumneavoastră chestiunea aia cu domnul Pascu de la sectorul 6, care a ajuns... Mă rog, domnul Pascu e cunoscut ca frizer, frizerul vedetelor. Da, nu-l cunosc pe domnul Pascu, n-am făcut această propunere. Nu știu să vă spun dacă a fost sau nu, cred că... Eu pot să dau răspunsuri pe propuneri pe care eu le fac. Și vă dau un exemplu recent. Am propus o persoană în Consiliul de Administrație al OMV-ului, pe un loc care ține de Ministerul Energiei, unde am propus un profesionist care are o carieră de 20 de ani în energie, care a fost practic partener într-un Big Four, un om care a renunțat la un salariu de 5 ori mai mare să vină să lucreze la stat. Am înțeles, asta e altceva, dar știți, deci, a apărut șocant ca un președinte de partid, mă refer la domnul Ciucă, candidat la președinție, pe holurile Parlamentului, întrebat de Cristian Andrei, habar n-avea cine e domnul Pascu, deși partidul a propus, pare că nu domnul Ciucă a luat decizia. Ziariștii sunt curioși, nu suntem de ieri de azi în meseria asta, aflăm și noi cu domnul Bode, cu domnul Borza, ne întrebăm cine de fapt conduce Partidul Național Liberal și vedem că după aceea l-a dat afară Ciolacu, că nici el nu mai putea cu frizerul de la jocurile de noroc. Adică totuși anunți că te omor cu industria păcănelelor și tu pui un frizer la... Că până la urmă domnul Pascu e frizer, adică asta e. Nu știu CV-ul lui domnului Pascu, poate fi un om de bun simț, dar eu n-am făcut parte din această decizie, doamna Mătei, deci nu pot să știu cine a luat-o sau cum a luat-o. Cred că trebuie să ne plecăm cu seriozitatea asupra propunerilor. O să-i zic colegul sau fostul șef sau ceva, era prim vicepreședinte, da. Domnul Iulian Dumitrescu. Pus sub acuzare de DNA, candidat la CJ Prahova. Costel Alexe, trimis în judecată de DNA. CJ Iași, candidat. Domnul Chirica. Domnul Chirica, care era rău când era la PSD, acum e bun când e la PNL, trimis în judecată de DNA, candidat la primăria Iași. Și mai aveți pe Sergiu Sechelariu. Aici e... Asta eu am niște traume cu familia Sechelariu și cu Iacub Bovdă pe vremea lui Rafo Jafo. Campania 2004. A fost desemnat domnul Sechelariu? Sau e o, cred că e o propunere a organizației. Da, întrebarea mea, când vedem că acum apar mai multe probleme după 20 de ani de când i-a hăituit pe aia de la PSD, n-a mai rămas niciunul fără dosar penal, acum pare că PNL-ul are o problemă de integritate. Și asta vreau să vă întreb. Care PNL-ul nu avea probleme atât de mari. Dacă mai aveți un filtru de integritate în ceea ce privește acuzațiile... De exemplu, la Iulian Dumitrescu este pus sub acuzare, omul este sub control judiciar, care este o măsură preventivă, prelungit de DNA. Dacă în partid mai aveți un filtru privind integritatea sau pur și simplu mergeți pe ideea, domne, dacă îl vrea poporul, dacă îl vor 60 de primari, mergem cu Iulian Dumitrescu până la Dubai. Trebuie să existe un filtru pe integritate și trebuie respectat statutul, trebuie respectat regulamentul partidului. Eu nu știu să fie existat o decizie finală pe această speță. Deci cred că se va discuta în partid și se vor uita cei din conducere la îndeplinirea tuturor prevederilor statutare și din regulament. Dar nu mai departe de sectorul 1. Uitați, doamna Armand, cred că și dânsa e pusă sub acuzare, este incompatibilă. Deci
Iată, nu sunteți că... de la USR, că vă întrebam de fără penal în funcții, da, publice. Sunteți de la PNL. Așa care e, PNL, dar eu avea, sunt președinte la București și pot să-mi dau părerea. Aveți mai un, ușor despre domnul Armand. Un suspect la București pe liste sau ceva? Nu. Nu. Deocamdată nu. Haideți să vă citesc despre dumneavoastră contraselecția, deci un editorial scris de Dan Tapalagă, moștenirea lui Klaus Iohannis, dispariția PNL în PSD. Da, aici mai multe explicații, argumente, contraselecția practicată metodic încă de la instalarea lui Klaus Iohannis la Cotroceni a dus în fruntea partidului în ultimii ani pseudolideri politicieni care n-au realizat nimic în cariera lor prin ei înșiși, ci au fost impuși de sus fără merit decât slugărnicia necondiționată față de Cotroceni. Alina Gorghiu, Florin Câțu, Cătălin Predoiu, mă rog, Iulian Dumitrescu, Sebastian Burduja, Lucian Bode, Nicolae Ciucă. Vă... Deci sunt pe o listă selectă. Sunteți pe o listă selectă. Da, păi, două lucruri am să vă spun. Eu am venit în România în 2016 și am fondat un partid PACT. Am candidat independent, n-am strâns semnăturile să candidez ca partid. Am luat cel mai bun scor pe țară, dar n-am intrat în Parlament și abia prin 2019 am făcut fuziunea cu Partidul Național Liberal. Credeți că a avut președintele Iohannis un plan din ăsta ascuns în care m-a trimis la Neamț să pierd, să mai stau vreo 3 ani pe bară? Nu. Pur și simplu cred că prin ceea ce am făcut, și asta e a doua mea observație, totuși am o carieră în spate, am fost 4 ani la Banca Mondială la Washington, am o pregătire academică, am un doctorat summa cum laude la SE București luat pe bune, am rezultate la Ministerul de Finanțe, raport public a secretar de stat, la Ministerul Cercetării și Digitalizării, iarăși un raport public. Puteți să vedeți ce am făcut. Cred că da, se referea și la Ministerul Energiei. Adică faptul că nu ați luat-o de jos. Păi chiar de jos am luat-o, mai jos decât să n-ai nimic, nici media, nici bani. Mă rog, să crești cumva nici... natural. Dumneavoastră ați, la 38 de ani să fii de două ori ministru... Nu prea s-a întâmplat asta în România, să știți. Cred că s-a mai întâmplat și cred că e un ministru chiar mai tânăr în actualul guvern de la PSD. Domnul Ivan, succesorul meu de la cercetare. Da. Chiar mult mai tânăr. Da, mă rog. Dar să știți că e un merit, cred, pentru un partid să-și asume să împingă și oameni dintr-o nouă generație. Pentru că alte partide n-au făcut chestiunea asta. Sigur, e importantă și experiența, dar trebuie o compunere din cele două forțe, tinerețe și experiență. Credeți că acum domnul președinte Klaus Iohannis, care vi l-a impus pe Ludovic Orban, da? Președinte PNL, primarul, faceți aminte, domnul Iohannis vrea să facă anticipate, venea pandemia, Ludovic Orban era premierul României, după aia n-a mai fost niciun partid, după aia a făcut congres cu domnul Câțu. Acum l-avem pe domnul Ciucă. Credeți că domnul Iohannis la 10 ani, când mai se mai duce așa pe la golf, când mai vedeți pe la golf în timpul săptămânii, acum reprezinte un asset pentru PNL, pentru PNL sau un balast pentru PNL? Tot ceea ce ați descris sunt rezultatele deciziilor din partid. Eu nu am văzut să vină președintele României și să spună alegeți-l pe cutare și pe cutare. A venit domnul Iohannis la domnul Câțu la congres? A fost acolo, a venit. A venit Rareș Bogdan domnul președinte Iohannis cu cine să votăm. Chiar nu cred lucrul ăsta. Și... Nu să vă spun, nici partidul nu poate da vina pe președintele României pentru lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat, festivalul democrației și așa mai departe. În relația PNL-domnul Iohannis? Cred că se fac greșeli și cred că greșeli s-au făcut și în Partidul Național Liberal. Și festivalul democrației a fost o eroare. Gândiți-vă ce a fost atunci. Da. Un dezastru. De altfel, dar ați fost foarte fericit la dezastru. Nu, eu am fost complet neutru. Eu, domnul Bolojan și încă 2-3 colegi din PNL nu ne-am poziționat și am spus, am lăsat membrii să voteze cum le-a dictat conștiința. Nu ne-am înscris nici în echipa câștigătoare, nici de în se mai fac greșeli. Team
Orban. Sau Tim, așa, da, că era cu Tim. Da. Plecau, zburau oamenii din guvern, cine nu era cu domnul Câțu. Ni se termine emisiunea, eu mai stau o oră cu dumneavoastră, că sunteți oamenii deschiși din Partidul Național Liberal. E pe prima oară când ne vedem, nu mare v-am cunoscut până acum. Am o singură întrebare, ultimă întrebare la dumneavoastră. L-am întrebat aici pe domnul, pe șeful DNA, cât costă ceasul lui și a devenit viral. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, nu o să vă întreb de ceas, deși aveți un ceas. Întrebați-mă. Nu, cât costă ceasul dumneavoastră? Da. Cred că e în jur de 1500 de euro. Este un ceas Omega. Nu, vreau să-mi spuneți cât, cât costă un ticket de autobuz, o călătorie cu autobuz. Cred că este 12 lei, dacă țin bine minte. O călătorie cu autobuzul? Da. Am luat un autobuz recent, să știți. Mergeți cu autobuzul? Am supraestimat, probabil. Nu e 12 lei, că am dat faliment cu toți, este 3 lei o călătorie. Ok, atunci 4 călătorii sunt 12 lei. O călătorie cu autobuzul și abonamentul pe o lună este de 80 de lei, cu RATB-urile murdare ale domnului, STB-urile murdare ale domnului Nicu Șordan. Da, hotele... cu autobuzele antamate dinainte. Noi mergem și cu autobuzul prin București, nu numai cu metrou, că domnul Cârstăiu era cu metrou, noi mai mergem și cu autobuzul. Vă mulțumesc, domnule Burtușa, vă aștept aici pe 10 iunie. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Alef News.